Salutare, dragi prieteni! N-am reușit să mă aranjez, v-am spus că sunt fai de cap, mă, deci am niște zile de la 5 dimineața în priză, non-stop. N-am reușit să mă aranjez să fac comentariu zilei din studiourile Molimbot, așa cum v-am obișnuit, așa că pe seară în Sanderuțu, că avem un subiect interesant și consemnat așa de presă, trecut oarecum neobservat. Pe site-uri este prezentat, dar așa, ca fapt divers, fără explicațiile de rigoare, fără explicația la esența lucrurilor. Deci domnul Dorin Cocoș, celebru domn al și mai celebrei, prim soț al și mai celebrei doamne Elena Udrea, care are o șpagă de vreo 9 milioane de euro în dosarul Microsoft, de acolo s-au înfructat mai mulți, a mai primit, că au fost mai multe bucățele de dosar acolo, a mai primit o pedeapsă de 2 ani și ceva cu închisoarea, din care instanța a constatat că a făcut un an, 8 luni și 72 de zile de închisoare după prima condamnare, motiv pentru care a luat cu suspendare și domnul Cocoș este liber. Și acum, sigur, site-urile au scris, domne Cocoș, nu face o zi de pușcărie, deși a fost condamnat, sentința e dată de Tribunalul București, este atacabilă cu cale de atac, apel, bănuiesc că la Curtea de Apel, a prezentat faptul că a avut o condamnare anterioară de la Înalta Curte de Casație și Justiție, din care a executat și pentru că a executat, cele două pedepse s-au contopit. Îmi vine să râd de ce, oameni buni, pentru că știți că eu sunt un fan al istoriei și al sistemului american de democrație și de drept, sistemul anglosaxon, unde pedepsele nu sunt așa ca la noi, acolo pedepsele se adună, deci nu există așa ceva, pedepsele s-au contopit și s-a scăzut și s-a dat un spor și s-a scăzut un spor și la revedere, păcalul nu face pușcărie. Treaba este, oameni buni, bottom line, ca să mergem la esența lucrurilor, este că în cazul de față avem 9 milioane de euro șpagă, dovedită, clară, da, în tranșe, una dintre tranșe despre care se vorbea în acest dosar, acest rest de dosar, dacă vreți, ciot de dosar, e de vreo 500.000 de euro, deci avem 9 milioane de euro șpagă și un an, 8 luni și 72 de zile de închisoare. Șpagă în relație cu statul român, în relație cu o mare companie, Microsoft, într-un mega dosar în care au fost băgați o grămadă cu licențele Microsoft, ca statul să cumpere licențe Microsoft. Bineînțeles că fiind în România, trebuia să-și ia și ei fiecare cotă parte din sumele respective, comisioane. Comisioane care au fost uriașe, au fost prinși pentru că au fost niște anchete la nivel în Statele Unite, în Europa, Microsoft Europa, și s-a ajuns la ăștia și, mă rog, a fost un context în care legislația era de așa natură încă nemodificată, pe legislația aia, care nici aia nu era perfectă, că despre asta vreau să vă vorbesc, și au fost mai mulți băgați în acest dosar și s-au dus mai mulți la mititică. Unii au scăpat, au turnat, au luat cu suspendare, unii de pe acolo au turnat-o mai departe pe Udrea și s-a aflat despre alte dosare de al Udrea, inclusiv dosarul ăsta cu băieții deștepți în energie, în care Udrea este judecată și sperăm să vedem cât de curând o sentință la Curtea de Apel București. Deci bottom line, dragi prieteni, știrea este că într-o țară de pe planeta noastră, probabil din sistemul solar și din întregul univers, da, este posibil ca cineva să ia o șpagă, să negocieze niște chestii pentru statul român, să ia o șpagă de 9 milioane, oameni buni, 9 milioane de euro, 9 milioane. Deci rostiți suma asta de mai multe ori ca să înțelegeți grozăvia faptei și mai ales să o rostească în cap cei care, că cred că 60% dintre români sunt îndatorați la bănci și plătesc rate la bănci pentru apartamente, locuințe de, nu știu,
când or fi luat creditele, 50.000, 60.000, 70.000 de euro, 80.000 de euro, 100.000 de euro, cineva care își permite deja un apartament mai, mă rog, nu în București, Cluj și Timișoara, că acolo 100.000, mai un pic și o garsonieră, 100.000 de euro, da? În alte orașe. Sunt niște prețuri pe aici, prin București, de vorbești de unul singur, dragi prieteni. Deci este ceva... Sunt niște prețuri mai mari decât la Londra. Din câte am vorbit cu prieteni din Anglia, mi-au zis: Măline, la ce bani vor ăștia în București? Mai bine vii la Londra, îți cumperi ceva mai ca lumea. Deci imaginați-vă, dragi prieteni, cineva, poate că dintre cei care mă urmăriți, mulți sunteți în situația asta, plătiți credite 30 de ani, da? Pentru 80.000 de euro luați de la bancă să vă luați un apartament cu două camere, sau 90.000 sau 60.000, da? Și ăsta a luat într-o singură șpagă, oameni buni, una singură. Câte afacere a făcut ăsta cu statul român, domnul Cocoș și mulți alții. Deci ăsta a luat 9 milioane de euro, oameni buni, într-o singură șpagă. Și a făcut pușcărie un an și 8 luni, da? Toarășul Dan Voiculescu, celebru Dan Voiculescu, patronul televiziunii Antena 3. Mă scuzați că vă blocotesc un pic, umblu pe aici prin București, că mai am de rezolvat probleme, încă ziua nu s-a terminat. E ora 19.37, momentul în care înregistrez acest comentariu, și de azi dimineață, trezirea la 5, plecarea la 6, în priză, cu probleme de rezolvat. Celebru Dan Voiculescu, 10 ani de închisoare, deci acolo i-a dat pedeapsa maxim posibilă judecătoarea Camelia Bogdan, pe care au mătrășit-o și au mazilit-o, s-au răzbunat pe ea, cum s-au răzbunat pe Chioveși. Și a făcut 2 ani și 11 luni, oameni buni. Și acolo erau 10 de milioane, da? Nu mai țin minte exact cât erau, 40 de milioane de euro, ceva de genul ăsta, da? Ăsta a făcut un an și 8 luni. Păi cineva care fură, ce să vă spun, unul care moare de foame și fură, acum nu interpretați din ceea ce vă spun eu că consider că furtul este acceptabil. Nu, consider că comiterea infracțiunii nu este acceptabilă. Dar în situații extreme, oamenii comit fapte care probabil nu le caracterizează existența și nu le caracterizează educația și nu le caracterizează viața și modul cum au trăit. Se poate întâmpla ca cineva în situații extreme, este foame, face lucruri, da? Păi asta e o pedeapsă la bășcălie, oameni buni. Fură unul o roată de rezervă de la mașină și îl prinde poliția și are un avocat prost din oficiu, bețiv, care a fost mort de beat când trebuia să vină la proces și n-a mai venit și a făcut un an și 8 luni de închisoare, oameni buni. Și ăsta a luat 9 milioane de euro, vă dați seama, dragi prieteni, păi pentru astfel de pedeapsă, în orice țară cât de cât democratică și cu minim bun simț, păi lua niște ani de pușcărie, deci săreau capacele, oameni buni. Vă rog să-mi scrieți dumneavoastră, pentru că știu că mă urmărești, știu din statisticile YouTube, știu din statisticile Facebook, știu din mesajele dumneavoastră de pe Patreon, că Patreon îmi raportează, are o statistică și îmi raportează unde plătește TVA. Toți cei care mă susțin pe mine prin Patreon, tuturor li se încasează TVA pentru tranzacția online. Și acel TVA este virat statelor de unde se face plată. Și mie pe Patreon îmi arată situația la zi, anul ăsta, de la începutul anului până în prezent, cât TVA a reținut Patreon și virează către autoritățile fiscale ale fiecărui stat, în funcție de reglementările din fiecare țară. Deci, și de acolo eu știu exact că am, cei care vă uitați la mine, sunteți de pe toată suprafața globului, aproape de pe toate continentele. În Antarctica nu am văzut să fie cineva, dar nici nu știu cum ar fi aia marcată geografic, da, e nelocuită. În rest, sunt oameni care mă urmăresc și mă susțin, inclusiv, nu știu, în America de Sud, din Africa, am văzut din Asia foarte mulți. Foarte mulți oameni din țări arabe, sunt mulți români care lucrează acolo. Nu mai vorbesc de Europa, Statele Unite, Canada, unde avem o diasporă imensă și tradițională, fugită încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Și vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, hai să facem acest exercițiu, că e bun și pentru mine, din curiozitate, și e bun și pentru toți cei care se uită, adică să vedem unii ce spun alții. Și este bun și pentru cei care nimeresc pe canalul meu de YouTube din căutări sau din alte zone, este un procent destul de mare, oscilează 15, 25, 30% uneori, nimeresc din altă parte. Și atunci să vadă în comentarii
Să-mi spuneți dumneavoastră cazurile de corupție. Cele mai recente cazuri de corupție de șpagă în care justiția din țara unde vă aflați a dat o soluție. Și dacă e mai vechi de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani, că poate nu sunt atât de dese cazurile acolo, dar pe care le știți dumneavoastră. Și câți ani de pușcărie au fost și cât era suma în discuție. Cât era suma în discuție. Bine, nu spune, știu că în țările nordice, dacă nu mă înșel, nu mai rețin exact unde a fost, în Islanda, Norvegia, ministru, prim-ministru care și-a dat demisia pentru că l-a găsit presa că și-a decontat aiurea o cutie de bomboane pe protocol. Nu din asta, nu, cazul de corupție. Deci aici ăsta a negociat, s-a băgat în povestea aia cu Microsoft și a tras comisiuni și vorbim de 9 milioane de euro, da? Cât este pedeapsa? Și o să vedeți că pedepse din astea la bășcălie, pe sume din astea imense, nu mai există niciun, da? Nu mai există niciun. Și sigur că e foarte comod și foarte ușor să pleci în retorica, da? În discursul, în agitarea. Doamne, judecătorii ăștia, niște nenorociți, niște ticăloși, uite ce fac judecătorii, ce pedepse mici dau. Asta e simplu să faci. Și am văzut că asta s-a făcut pe rețele sociale și ăsta a fost al doilea motiv care m-a determinat să aleg acest subiect. Atât cât am putut să văd pe rețele sociale, mai mult am ascultat știrile pe la radio prin mașină, dar cât am putut să văd, ăsta a fost al doilea motiv pentru care am ales acest subiect, dragi prieteni. Pentru a vă spune că, vedeți, în cazul Voiculescu, i-a dat pedeapsa de 10 ani. Dacă nu mă înșel, cred că erau 40 sau 60 de milioane de euro, nu mai țin minte exact, pentru că sunt foarte multe cazuri, sunt sume imense peste tot și mi-e greu din cap să țin minte toată istoria corupției recente din România. Da, erau 10 de milioane de euro, din care statul nici n-a recuperat, cred că nici jumătate n-a recuperat, sau 60 de milioane de euro în dosarul ICA. Și acolo i-au dat 10 ani și el a ieșit, atenție foarte mare, după 2 ani și 11 luni. Sub argumentul legal că a scris mai multe cărți. Cărți pe care n-ar fi avut timp fizic să le scrie. Eu l-am și întrebat la Romexpo, un celebru interviu, când a scris cărțile. Pentru că n-avea timp, deci n-avea timp să mănânce, n-avea timp să scrie cărțile respective, nici dacă îi le dicta cineva. Și nu dormea, trebuia să scrie pe la două cărți în același timp și tot nu-i ajungea timpul și a ieșit din pușcărie. Probabil cineva i-a redactat cărțile respective sau o fi reluat el de ale lui, ce-o fi avut el, studii, lucrări, ce-o fi avut, că domn profesor a fost prolific în domeniul publicării lucrărilor științifice. Și a luat 10 ani și a ieșit după 2 ani și 11 luni fără să fie recuperat prejudiciul. La vremea respectivă nu era recuperat aproape deloc. Sub pretextul că a scris cărți, sub pretextul că e bătrân, sub pretextul că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motive băgate în legislație. Artificiu după artificiu după artificiu. Și aici vreau să ajung, dragii mei, la esența problemei, ca o continuare a subiectelor pe care le-am prezentat în ultimile zile legate de modul cum în decembrie 89 și anii 90 România a fost preluată sub controlul grupărilor securisto-comuniste iliesciene și modul cum ei au cotropit în țara asta tot ce a însemnat afaceri, tot ce a însemnat stat, justiție, armată și așa mai departe și cum povestea asta a cunoscut o ruptură în momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană și am fost nevoit să adoptăm legislația anticorupție. Ce s-o fi întâmplat aici? Un accident ceva? Ce ne face să trecem pe aici? Nu? Un accident ceva? Văd că e oprită circulația mașină de poliție. Da, e un accident. Un accident că e polițistul cu rotița. E un polițist cu rotiță, știu că i-am lucrat cu poliția. Bănuiesc că a fost la trecerea de pietoni, o trecere de pietoni aici care merge în complexul studențesc. Regie, da, probabil a lovit pe cineva pe trecerea de pietoni. Are polițistul, uite până aici, să răspuns, s-a lovit în trei. Avea o rotiță din aia, eu știu că am umblat cu poliția. Acea rotiță o folosesc ca să măsoare distanța de frânare.
deși e ud asfaltul, nu știu ce frâne văd de aici, dar mă rog, treaba lor. Dar cu rotița aia măsoară, se pune din punctul în care vede începutul frânei și merge cu rotița și aia măsoară exact distanța de frână. În fine, și să revin. Deci asta este cu... Și în cazul Voiculescu, și în cazul Cocoș, sunt multe alte cazuri. De ce este așa, dragi mei? Pentru că oamenii ăștia au legiferat în continuu tot ce s-a legiferat în domeniul penal în România, în domeniul justiției, legat de infracțiuni, în special infracțiunile astea care au presupus fraude, corupție, jefuirea banilor statului. Că practic asta s-a întâmplat. În 1990, când a căzut Republica Socialistă România, toate bunurile acestei țări, fabrici, uzine, ce vreți dumneavoastră, toate erau proprietatea Republicii Socialiste România. Și oamenii ăștia șmecheri, unii de care am auzit, auzim acum, alții de care nici n-am auzit, ci ăia sunt cei mai șmecheri, nu s-au băgat în politică, nu și-au devenit patron de presă și și-au văzut numai de afacerile lor și de bani, ăștia au, și-au dat seama, băi, dispare Republica Socialistă România, fabricile, uzinele astea, pădurile astea, tot ce e aici, ce facem? Că rămân fără proprietari. Hai să le luăm noi. Și atunci au legiferat. Și au legiferat, eu am mai vorbit despre acest aspect, foarte important, prin Constituție. Deci au început prin Constituție și au legiferat chestia asta că averea deținută este considerată dobândită legal sau este considerată licită, parcă așa este exprimarea în Constituție, în articolul referitor la avere și la proprietate. Nu știu exact care este articolul și nu vreau să vorbesc prostii acum, să fac pe deșteptul. Dar dacă căutați, averea se prezumă a fi licită, pe Google o să-l vedeți, eu l-am mai citit pe atunci când am avut un monitor în față și am putut să vă identific exact textul constituțional. Și au băgat chestia aia. De ce? Ca să fie foarte complicat să faci legislație privind controlul averii. Că zice Curtea Constituțională că nu se poate. Nu se poate. Trebuie să-l prinzi cu infracțiunea. Da, da, uitați-vă că și când îl prinzi cu infracțiunea, sigur confiși sumele, că s-au confiscat șpăgile în dosarul Microsoft și în alte dosare. Dar pedepsele, și aici vine partea a doua a legiferării. Deci au modificat Constituția și de-a lungul timpului, oameni buni, aproape în fiecare legislatură și toate legislaturile au avut o componentă consistentă, au avut foarte mulți ani, din 32 de ani de democrație, probabil că 80% au fost majorități controlate chiar de ei, deci au putut să dea legi cu totul. Și restul au fost perioade scurte în care au fost alte majorități sau majorități pe care ei le-au influențat într-un fel sau altul, de tip USL, cum a fost atunci, primul USL, și al doilea USL, cum e acum. Și în toată această perioadă, ei au legiferat, oameni buni, sistematic, au legiferat și au adăugat și au legiferat în domeniul ăsta penal al contopirii pedepselor. Știți cu toții cei care stați în Statele Unite, în Marea Britanie, vă rog să-mi confirmați. O vedem și în filme, sigur, filmele sunt ficțiune, dar ficțiunea se bazează pe realitate, nu? Realitatea sistemului anglosaxon cu jurați și pedepsele de acolo. Dacă cineva comite 4 infracțiuni, primește 2 ani pentru, 3 ani pentru, 5 ani pentru, 6 ani pentru. Și judecătorul face plus, 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 plus și rezultă o sumă mare. Nu! La noi, șmecherii au legiferat astfel încât 2 ani pentru, 3 ani pentru, 5 ani pentru, le contopim, le facem, le scădem, le nu știu ce, rezultă 2 ani și 11 luni și cu suspendare. Și hai pa, 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 la revedere, a făcut ceva arest preventiv, a, deci clar, a făcut arest preventiv, nu mai este cazul, cu suspendare, adio și la revedere. Ăsta este sistemul românesc. De ce este așa, oameni buni? Și eu, asemenea despăț, eu n-am mai auzit niciunde. Asemenea dezmăț și pe asemenea sume, pe asemenea șpăci, că mai sunt țări unde sistemele legale sunt oarecum permisive, privațiunea de libertate se face la domiciliu, de sistemul este mai domol. Dar acolo nu e cu atâta corupție, oameni buni, în domeniul politic. Deci acolo își dă demisia primul ministru pentru că i-a găsit presa
o cutie de ciocolată, de contat aiurea, da? Deci vă dați seama că ăștia de la noi care sunt cu milioanele și sutele de mii de euro și păci, cred că râde știrea aia de se crăcănează, da? În niciun caz în țări atât de corupte și unde corupția este o problemă atât de gravă și ucide într-o manieră atât de oribilă, nu veți găsi astfel de situații. Și ele sunt așa, oameni buni, pentru că ăștia au legiferat. 32 de ani, oameni buni. 32 de ani adăugat. La codul de procedură penală, lege privind condițiile de desfășurare a pedepsei, lege privind aia, lege privind... Toate s-au adăugat. Și toate fac posibil ce? În momentul în care am intrat în Uniunea Europeană și NATO, România a adoptat niște legislație care a făcut lucrurile să înceapă să meargă. Dar nici atunci pedepsele nu au fost așa cum ar fi meritat să fie. Păi la 40 sau 60 de milioane cât a fost în dosarul lui Voiculescu, în America cred că l-a pușcărie pe viață fără posibilitate de eliberare. La noi a luat 10 ani, maxim cât s-a putut, vă dați seama. Și a ieșit după 2 ani și 11 luni. Pentru că ei s-au asigurat că, 1, e foarte greu către imposibil să fie prinși. Când sunt prinși, este foarte greu de obținut o sentință din pricină că au băgat 70.000 de proceduri, să se lungească, să se prescrie, să se facă, să se dreagă. Pe vremea lui Dragnea au scos interceptările din dosare, le-au declarat neconstituționale, deci au dispărut probe din dosare. Și în situația în care sunt condamnați, pedepsele să fie foarte mici într-un sistem care avantajează acest tip de infractori, da? Că se iau, se contopesc, se fac, se scad, se nu știu ce, se trăla, nu se adună pentru toate faptele, ok. Ai luat o șpagă, prima șpagă te-am prins, ai primit 4 ani de pușcărie, ai făcut 4 ani. Acum s-a terminat procesul pentru a doua șpagă, primești 4 ani, mai faci încă 4 ani. Nu zici, a, stai că tu ai făcut 4 ani, da? Deci de acum încolo ce? Domnul Cocoș de câte ori comite infracțiuni, legea o să zică, da, da, tu ai mai făcut acum 50 de ani 4 ani de pușcărie, deci nu mai faci pușcărie. Da, sigur, aici erau cazurile legate și probabil de aici a intervenit această obligație legală. Și ei au modificat legea. Și în situația în care merg în pușcărie, au modificat legea în așa fel încât să poată să se elibereze foarte, foarte, foarte repede. Foarte repede. Cazul Dan Voiculescu este emblematic, 10 ani de pușcărie, a făcut 2 ani și 11 luni. Sub tot, orice fel de pretext. Orice fel de pretext. A citit cărți de poezie în fiecare zi, a avut o activitate exemplară, a participat la un curs de nu știu ce. A scris cărți. Nu contează că nu le-a scris el și că fizic n-avea cum să le scrie. S-au depus cărți acolo la dosar și i-au dat drumul. Practic, ăsta este rezultatul, oameni buni, a 32 de ani în care hidra asta securisto-comunistă, care a jefuit această țară, deci a jefuit-o, a tâlhărit pur și simplu România, a legiferat astfel încât să fie foarte, foarte, foarte greu să fie băgați la pușcărie, să stea mult timp la pușcărie și dacă intră cumva, să se elibereze cât mai repede. Deci celor care au dat buzna peste judecător spunând, domne, nenorociții din justiție, vă spun că problema este legislația, nu este o problemă de ieri de azi, este o problemă de 32 de ani în care s-au adăugat straturi, 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 exact cum este o ceapă. Imaginați-vă o ceapă că îți vine să și plângi când o desfaci, da? Așa și când te uiți ce pedepse au ăștia, îți vine să plângi de ciudă când te gândești că tu pentru un credit de 100.000 de euro plătești 30 de ani rate la bancă și unul ia o șpagă de 9 milioane, pac, așa, dintr-o mișcare, dintr-un poanie, da? 3,8 milioane de euro, udrea, în dosarul cu băieții deștepți de energie. O singură șpagă. Vă dați seama, oameni buni? E, și îți vine să plângi. Cum plângi când îți faci ceapa. Așa este și legea făcută, da? Nucleul ăla are peste el 1000 și 1000 de foițe și treaba asta nu se poate desface, oameni buni, și nu se va desface niciodată dacă noi nu ieșim la vot și nu votăm foarte agresiv și foarte decisiv și foarte dur o majoritate parlamentară total diferită de ceea ce am avut până acum în Parlament. Oameni care să fie determinați să rupă acest cerc vicios, să taie în patru această ceapă și să se emită legislație care chiar să fie așa cum este în toate țările civilizate. Și acum aștept, dragi prieteni, de la voi să-mi scrieți, insist foarte mult, vă rog foarte frumos, scrieți în comentarii dacă sunteți în diaspora, ce cazuri de corupție știți dumneavoastră din țările unde locuiți și ce pedepse s-au dat. Atât mă interesează. Nu știu. Spania. Știu că a fost acolo o problemă cu cineva din Casa Regală. Spania. 100.000 de euro, 15 ani de pușcărie. Atât să scrieți. Nu trebuie să scrieți mai mult. Dacă scrieți și numele
celui implicat, e perfect ca să căutăm pe Google să vedem despre ce este vorba. O seară plăcută, dragi prieteni, și îmi cer scuze pentru o transmisie din Sandăruțu, dar n-am putut, n-am reușit pur și simplu să mă organizez astăzi altă.